Referitor la situația din județul Vracea, lucrurile se complică. Începând cu ora 3 până la ora 21, intrăm pe Cod Roșu în zona de sud a județului. La ora actuală nu avem probleme deosebite și monitorizăm toate problemele care apar. Mă refer la problemele, în primul rând, medicale. Avem mai multe drumuri naționale și județene închise și 9 localități izolate, respectiv Vulturu, Măicănești, Bălești, Sihlea, Tătăranu, Ciorăști, Nănești, Vânători și Goluganu. Nu avem probleme cu alimentarea cu electricitate. Am hotărât ca luni și marți să nu se învețe și rugămintea este ca în această perioadă, deci în această dupămasă, cei care au probleme deosebite să renunțe pe cât posibil la deplasări, iar orice deplasare să o facă după ce în prealabil au solicitat informații de la drumurile naționale sau județene acolo unde doresc să se ducă. Nu știm cum va evolua vremea. Tot ce știm este că vor fi vânturi puternice și nivelul zăpezii o să depășească jumătate de metru. Deci mai fac încă o dată o atenționare în care îi rog pe toți cetățenii să stea în case și să nu se aventureze pe drumul, pentru că nu știm exact cum vor evolua lucrurile. Dacă aveți noastră întrebări, răspund întrebărilor noastre. Ați stabilit cu armata pentru... Ați făcut un plan pentru eventuale intervenții și în ce zone și pe ce sector? Pe medical? Pe așa altceva. Cum v-am spus, zona care urmează a fi afectată este zona de sud a județului. Am solicitat armatei ca în două puncte, respectiv la Vulturu și la Dumbrăveni, să prezinte câte o mașină cu tracțiune 6x6 care să fie pregătită de intervenții. De asemenea, am solicitat și armatei și jandarmeriei să aibă pregătiți militari pentru a interveni în cazul în care este nevoie. De asemenea, ISU a repartizat cele două șenilate, una este pe zona Focșan și alta este pe zona Jut, tocmai pentru a interveni în problemele medicale sau orice alte probleme vor apare. Eu știu, asigurați și hrană, ceai, pături, căciuli. Suntem pregătiți să răspundem la orice solicitare care apare, dar nu putem încă ști, nu avem probleme să ajutăm cu ceai, cu pături sau cu alte lucruri.
afară, ce probleme ați avut aici în comună, mai ales când noastră sunteți în zona de sud a județului, unde este și Podul Roșu, această paliază și seara? Din data de 25, adică de ieri, din jurul orelor 10, a fost cod portocaliu. Astăzi, de la ora 15 până la 21, cod roșu. Avem pe raza Comunei Măicănești 7 sate, toate blocate. Cu utilaje proprii, adică proprii, avem un buldo excavator și o volă închiriată. Am căutat să desfacem drumurile în satul Măicănești, Tătaru și Belciug. Am avut cazuri cu dializă, am ajutat pe cei de la situații de urgență care au venit cu o volă și un șenilat. La această oră vin din zona Ciorăști, care zăpada cred că acolo este în jur de 2 metri, așa vin către Măicănești. Cei de la situații de urgență se întâlnesc cu cei de la Ciorăș și cred că bolnavii ajung la spital. Alte cazuri, eu știu, de persoane care au solicitat gravide, alte cazuri da. Speciale, cu... apăvisionarea, totul. Da, asistența de la, deci salvarea de la Măicănești, împreună cu asistentele și cu utilajele proprii de la noi, au intervenit la, și acum la ora actuală, la Ion Valeriu, acum, da, îi dă primul ajutor. Dacă va mai ninge așa și va bate vântul, cum vă veți descurca în continuare? Dacă va mai ninge așa și va bate vântul, eu cred că este o situație mai grea ca în anii trecuți și cred că ne descurcăm foarte greu. Așteptați și ajutor să mai vină utilaje, eu știu, deci, oameni. Acum, la ora actuală, chiar dacă utilajele merg pe drumuri în, și dă zăpada în acest moment, în jumătate de oră zăpada este la fel. Aici. Acolo. Așa. Ușor. Ușor. Da, da. Cum ați mers? Ca în rai. Haideți la mașină aici. Da? Nu, zăpada mare am mers. Ușor. Care operație aici la mână? Cum vă simțiți? Cum vă simțiți? Capul e în sac, cum vă simt. Ce ați făcut și cum a fost intervenția? Mă numesc Plurin Ajutan Neguiță, din gradul detașamentului de pompieri Focșani și am intervenit pentru aducerea în comuna Măicănești a două persoane pentru dializă. Drumul a fost destul de greu, de anevoios, nămețele sunt foarte mari, ating și la 2 metri, 2 metri 50 pe alocuri. Am avut și un incident unde nu am putut trece, din cauza zăpezii strânse de o volă, ca înălțimea avea peste 3 metri, urmând a devia traseul pe rutul ocolitoare în satul Mărtinești. Cam câte ore a durat? Păi... 3 câte ce? 4 ore, 3 pat. Ore jumate, 4 ore. Deplasarea de la... Intervenția a durat 4 ore 30. Și a fost foarte greu din cauza... Foarte greu. Cel puțin în câmp viscolul este puternic. Nu ne-am putut ghida decât după stâlpii de înaltă tensiune. Și colegul meu, având GPS pe telefon, ne-am ghidat și de pe el. Mulțumim!